Cartierul în care locuiesc romii a fost trezit de dimineață. Oamenii spun că nu știu ce s-a putut întâmpla. Proprietarul uneia dintre locuințe nici măcar nu era acasă când s-a întâmplat necazul. Fumul gros care se vedea din depărtare le-a dat de veste că locuințele ard. În jurul orelor 9, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horia al județului Mureș a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu produs la două case de locuit în zona Valea Rece. Pompierii au ajuns imediat la fața locului. S-au luptat cu flăcările mai bine de o oră. Incendiul s-ar fi putut extinde și la casele din împrejurimi. Au ars acoperișul caselor pe aproximativ 80 de metri pătrați. La intervenție s-au deplasat 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul inspectoratului. Cauzele producerii incendiului sunt în curs de stabilire. Dintre persoanele care locuiesc în Valea Rece, mai mult de jumătate sunt copii.